Bună tuturor! Haideți să facem odată fața asta de masă, să ugătăm. Chiar dacă bagă vecinul cu bor mașina, asta e, nu pot, n-am cum. Și nici nu se merită să mă chinuiesc mai tare. Oare unde-mi e capătul? Facem rândul 56. Bineînțeles că iarăși vă arăt varianta trișată, așa că avem și o cântăreață, dar înainte de a începe rândul 5-6 voi face un obielanț, voi lua un jeteu și aici, în cam aproximativ al treilea ochi de lanț de jos în sus, voi închide piciorul, tocmai ca să pot fi în prindere pe mijloc de arcadă. După care fac 3 ochiuri de lanț pentru picior mare și 4 ochiuri de lanț pentru model. Și mă duc mai departe până ajung la secvența de romb. Cu picior mare. Picior mare. 4 ochiuri de lanț. Picior mare. Deja am ajuns la romburi. Și aici voi face, bineînțeles, doar 3 picioare mari. 1, 2, 3 și voi continua cu 4 ochiuri de lanț și un picior mare, chiar lângă aici. Și tot așa, 4 ochiuri de lanț și un picior mare în următoarele arcade, până ajungem la următorul romb și la colțuri voi face doar 2 picioare mari cu 2 ochiuri de lanț, 3 ochiuri de lanț, mă scuzați, cu 2 jeteuri. Am inventat un punct nou. Și 2 picioare cu 2 jeteuri și am gătat colțul. Și ne vedem la rândul 5-7. Rândul 5-7 este ridicol de simplu, dar de asemenea, înainte de a începe rândul, trebuie să fac un ochi de lanț, iau un jeteu și într-al treilea ochi de lanț cu care s-a început, voi face picior mare și din nou sunt situată pe la mijlocul arcadei și pe acum pot să continui cu 3 ochiuri de lanț în loc de picior mare și 4 ochiuri de lanț pentru model și de aici încolo, peste tot voi face picior mare, 4 ochiuri de lanț și mă duc în arcada următoare. Deci peste tot, inclusiv peste romburi, dar în colțuri va rămâne de făcut cele 2 picioare cu 2 jeteuri, 3 ochiuri de lanț, 2 picioare cu 2 jeteuri. Cam atât, aici rândul 57. Da, în caz că ați fost puțin lămuriți cu privire la rândul 57, acolo pe rânduri puteați să faceți 5 ochiuri de lanț, dar eu am să fac 4 ochiuri de lanț, că ce, Doamne, iartă-mă! Bun, și acum începem rândul 5-7 cu, bineînțeles, închiderea de la 57. Să facem întâi ochiul de lanț, un picior mare. Și acum înainte voi face 5 ochiuri de lanț și mă duc în următoarea arcadă și mă prind cu picior mic. 5 ochiuri de lanț. Ori și unde v-ați aflat cu prinderii, că poate nu sunteți în același loc cu prinderea cum sunt eu. Dar ajungeți aici la peste romb și aveți aici un ultim picior mic, veți face 3 ochiuri de lanț și de aici încolo ar trebui să facem 3 grupe a câte 3 picioare cu câte 2 jeteuri. Și eu cred că o să le fac așa, luând toată arcada, în sensul ăsta, mă refer. Acum le lucrez împreună. Asta e prima grupă. 2 ochiuri de lanț între ele. Grupa a doua, de trei picioare cu 2 jeteuri. Da? 2 ochiuri de lanț și a grupa a treia de
două picioare, de trei picioare cu câte două jeteuri. Eu așa o să le lucrez. Dacă vreți, voi puteți să le băgați în același loc. Și trei ochiuri de lanț. Și mă duc în următoarea arcadă cu picior mic, 5 ochiuri de lanț și picior mic și 5 ochiuri de lanț și tot așa mai departe. Și când sunteți aici în colț, veți face câte 5 grupe de câte 3 picioare cu 2 jeteuri și cu 2 ochiuri de lanț. Dar vă arăt imediat. Normal că dacă dă unul cu bormașina, celălalt dă cu aspiratorul. Mă duc cu cele 5 ochiuri de lanț și cu picior mic până aproape de colț. Aici o voi face cele 3 ochiuri de lanț și începem secvența de secvența 1. Luăm tot așa 2 jeteuri și lucrăm 3 picioare. Normal ar trebui în același loc și lucrate împreună. 2 ochiuri de lanț. Încep grupa a doua. Să nu ziceți că sunt de neam prost și nu vă arăt totuși colțul. Două ochiuri de lanț, grupa a treia. Deci efectiv dă cu aspiratorul la mine cap. Așa, așa e când locuiești la bloc, asta e. Dar nici noi filmam noaptea de dragul YouTube-ului, iarăși vă zic. Oricum, voi sunteți cei mai buni abonați și îi poate dori cineva care postează pe YouTube. Pentru că voi ați venit de bună voie. Și când am avut clipuri rele și când am avut clipuri bune. Da, aici sunt cele 5 grupe. Acum fac 3 ochiuri de lanț și un picior mic chiar în arcada de lângă și voi continua cu 5 ochiuri de lanț și picior mic în următorul și tot așa. Și haideți că vă tot arăt închiderea. Trebuie să vă arăt în partea trișată, știți cum e. Ca să pot filma, să pot edita, trebuie să trișez pe locuri. Când va fi gata, o să pun și miniatură și dimensiunile finale le voi pune, le voi scrie la primul clip. Bun, aici suntem la capăt de drum, cum ar veni să închidem rândul, v-am făcut două ochiuri de lanț și mai iau un picior mic. Aici chiar de unde s-au început cele 5 ochiuri de lanț, chiar primele. Și astfel închis și automat m-am poziționat, cum s-ar spune, pe mijloc de arcadă. Ne vedem la rândul 59. Bun, hai cu rândul 59. Prinderea v-am arătat-o deja. Continuăm cu 5 ochiuri de lanț. Un picior mic în următoarea arcadă, 5 ochiuri de lanț. Până ajungem aproape de evantaiul ăsta. De aici încolo să avem un evantai foarte amplu. Am făcut piciorul mic și de aici, aici o să am, în spațiul ăsta de 3 ochiuri de lanț, voi face 3 picioare mari. Un picior mare peste grupa lucrată împreună. 2 picioare mari în arcada de 2 ochiuri de lanț. Un peste grupă. Două în spațiu, două în grupă, una pe grupă și două în spațiu și trei în spațiul ăsta de 3 ochiuri de lanț. Și vă arăt și în colț. Și să nu uităm un picior mic în arcada următoare. Și pentru că filmez varianta trișată, imediat vă arăt colțul. Deci am ajuns la colț și avem prima grupă, lucrez un picior mare peste. Bineînțeles, aici unde am avut cele 3 ochiuri de lanț, am făcut deja cele 3 picioare mari. În spațiu, 2 picioare mari. Un picior mare peste petală, peste grupa. 2 picioare mari în spațiu.
un picior mare pe asta grupă, dar eu o să bag mai înspre mijloc, pentru că nu vreau să-mi rămână gaură, nu știu cum, și tot așa. Și pentru că atât ai la colț e povestit, colțul identic cu evantaiul, ce se întâmplă în margine, inclusiv aici o să avem cele trei picioare mari în spațiu, e cele trei ochiuri de lanț. Și continui cu un picior mic în prima arcadă următoare. Am luat valul, știți, și tot am vrut să fac. Sau dacă simțiți că vi se duce materialul fiind și în colț, puteți face trei ochiuri de lanț înainte de a trece la următoarea arcadă. Și în rest mergeți cu 5 ochiuri de lanț și un picior mic în arcadele următoare. Deci astea, eu vă arăt și ce e opțional și ce nu e opțional. Ce se poate face și ce nu se poate face. Și am ajuns la închidere. Și din nou, două ochiuri de lanț, un picior mare și mă prind aici de unde s-au început cele 5 ochiuri de lanț. Și am închis, de fapt, rândul. Ne vedem la rândul următor. Rândul 60. V-am spus, colțul e identic cu ce facem în margine. Deci nu mă mai întorc la colț pentru că n-are rost. Pe asta tot o să am cele 5 ochiuri de lanț și un picior mic. Și unde avem evantaiul, o să lucrăm după cum urmează. Ok, imediat ajung. Deci am ajuns chiar acolo lângă. Fac 3 ochiuri de lanț și în fiecare picior voi face în primul picior. În primul picior un picior mare. Două ochiuri de lanț. Și ar trebui să luăm de acum înainte să avem, nu știu câte picioare trebuie să avem, vă spun sincer. Un picior aici unde vine grupa. Două ochiuri de lanț. Și de aici încolo una sar, una fac. Tot picioare mari. Două ochiuri de lanț, un picior mare, unul sar și unul fac. Două ochiuri de lanț, unul sar, unul fac. Și ar trebui să închidem undeva unde îi grupa asta. Da, au găsit un castronaș și amul îmblăteaște, amul, vă rog să ne scuzați. Și două ochiuri de lanț. Și bănuiesc că aici undeva, unde e ultimul picior din șiră, mai facem un picior. Nu se vede în schemă. Dacă nu se vede în schemă, și eu mă presupun. Dacă vi se pare că prea să trage materialul, mai faceți picioare în plus. Că nu-i... Ia, de exemplu, mie mi se cam trage lucru și o să fac tot așa din doi, în doi și chiar ultimul picior îl iau și pe acela. Da. Și mă duc mai departe cu 3 ochiuri de lanț și în prima arcadă de lângă o să fac un picior mic. Dacă v-am spus că eu lucru varianta trișată, asta e. Chiar și la colț fiind, voi face cele 3 ochiuri de lanț, să țineți cont de asta. Și regula e aceeași, că dacă simțiți că vă trage materialul, faceți un picior în plus. Dacă simțiți că e ok, lăsați-l așa. Voi lua întotdeauna primul picior, două ochiuri de lanț și de data asta sar la unde e grupa lucrată cu două rânduri anterior și fac un picior mare, două ochiuri de lanț, unul fac, unul sar, unul fac. Și tot așa. Asta e tot la colț, nu trebuia eu normal să revin, dar am zis totuși că hai să stau cu conștiința împăcată.
Ne vedem la rândul următor, acum pe bune. Aici închidem rândul 60 cu cele două ochiuri de lanț și cu un picior mare. Ne prindem de loc unde să o punem cu cele 5 ochiuri de lanț. Și ca să fiți și mai liniștiți, aici unde e colțul am făcut 3 ochiuri de lanț și nu am luat prima arcadă, ci următoarea. Abia acum mă duc și să arăta ceasul, are 61. Și acum începem, mă duc la arcadă, bineînțeles, aceeași chestie, 5 ochiuri de lanț și un picior mic în următoarea arcadă, 5 ochiuri de lanț. Și am ajuns la evantai. Acesta fiind un picior mic și am făcut și acolo lângă el, deci voi face 3 ochiuri de lanț. Și nu între unde avem primul picior mic și următorul picior mare, ci după primul picior mare voi face câte 3 picioare mari. Duc în următorul spațiu 3 picioare mari. Și tot așa până epuizăm spațiile astea. La fel se întâmplă și aici în colț, cu diferența că voi face cele 3 picioare mari și mă prind direct cu picior mic aici, imediat după. La evantaiile astea din margine, în schimb, din laterale, trebuie să fac 3 ochiuri de lanț înainte de a intra pe următoarea arcadă. Dar voi știți foarte bine că aveți libertatea de a face sau nu face cele 3 ochiuri de lanț în funcție de cât de tare vi se trage materialul. Dar dacă faceți într-o parte, faceți și în cealaltă ca să fie simetric. Da. Uite că imediat ajungem la capăt de evantai. Da? Aici e capătul de evantai. Fac 3 ochiuri de lanț. Și nu aici chiar primul, ci în următorul fac un picior mic și 5 ochiuri de lanț. Pe când aici, la colț, v-am spus, ați făcut evantaiele, l-ați completat și cu picior mic vă prindeți exact de partea asta. Unde e chiar după primul picior. Începem și rândul 62. Aici avem închiderea pentru rândul 61. Am făcut 2 ochiuri de lanț și cu un picior mare mă prind de loc unde s-o ridicat cu cele 5 ochiuri de lanț. Am închis. Pot să mă duc mai departe cu 5 ochiuri de lanț. Și un picior mic în fiecare arcadă. Am ajuns lângă evantai. Pe laterale trebuie să fac așa. 3 ochiuri de lanț, un picior mare, chiar în spațiu de 3 ochiuri de lanț. 3 ochiuri de lanț. Și mă duc la cele 3 picioare și mă atașez în cel din mijloc și voi face un picior mare, 3 ochiuri de lanț. Mă duc la următorul, fac un mijloc, un picior mare, 3 ochiuri de lanț. Și tot așa mai departe. Aceeași chestie se întâmplă și în colț. Cu deosebirea că aici, dacă am un picior mare, voi face 3 ochiuri de lanț și mă prind cu picior mic exact de următoarea arcadă. Nici n-are rost să ne mai lungim. Ne vedem la rândul 63 și acela este ultimul rând. Și acum ultimul rând, rândul 63, care se închide clasic cu 2 ochiuri de lanț. Rândul 62 îl închidem acum cu un picior mare, așa l-am închis și acum putem să ne apucăm mai departe de rând.
de 63 mai precis. În schemă se lucrează cu câte 5 ochiuri de lanț și câte un picior mic. Unde avem Arcadia. Și aici e primul picior de la Evantai. Aici avem un picior mic. Voi face câte 3 picioare mari în spațiul ăsta. Dacă gândiți că vă greșiți pe alocuri, eu zic să faceți peste tot, câte, mai ales aici unde sunt arcadele, câte 5 picioare mari în arcadă. Dacă simțiți că vă greșiți. Dacă nu, faceți arcadele de 5 picioare, de 5 ochiuri de lanț și un picior mic. Pe Evantai așa trebuie să se lucreze. Aici am un picior mic, 3 picioare mari. Aici, pe piciorul mare, voi face un picior mic. Urmează 3 picioare mari. Și asta se întâmplă peste tot la fel, inclusiv peste colțuri. Un picior mic peste piciorul mare. Și știți voi, ultimul rând este cel mai plictisitor, dar nu putem fi fără. 3 picioare mari, un picior mic peste piciorul mare din rândul anterior și tot așa. Și dacă gândiți că mai aveți răbdare să mai faceți picioare și să nu faceți aici arcade, puteți să faceți și câte 5 picioare mari. Și eu cred că o să fac așa, cu 5 picioare mari. Și atunci, ca să fac cu 5 picioare mari, am închiderea asta pe care eu o anulez din puterea mea și o să fac așa, închiderea asta cu 5 ochiuri de lanț. Aici îl închid, da? Cu picior alunecat. Mă duc cu un picior mic în următoarea arcadă. Mă ridic cu 3 ochiuri de lanț și continui cu 4 picioare mari în același loc. Deci, practic, v-am arătat acum, vă arăt a doua variantă de închidere a rândului 63 a feței de masă, că acum se închide fața de masă, de fapt, cu rândul 63 și voi face aici un picior mic. Continui cu 5 picioare mari, că suntem încă în arcade. Picior mic, unde e piciorul mic? Eu, sincer, așa cred că o să-l și fac, pentru că îmi place mai mult ideea de a termina fața asta de masă în sens, într-un fel uniform. Cum s-ar spune? Da? Și îmi place că e textura asta. Și deja suntem la Evantai, unde pot să fac 3 picioare mari. Și un picior mic la piciorul mare. Exact ce v-am arătat la Evantaiul clasic. Așa continui. Bun. Când o să fie gata, o să încarc miniatura, o să pun link pe pagina de Madame Croșetescu pe Facebook. Voi puteți să puneți acolo poza cine a lucrat și cine vrea, bineînțeles, să pună. Pentru că, din câte am fost anunțată de cel puțin 2 persoane care lucrează fața asta de masă. Dacă vreți și dumneavoastră, puneți la link, acolo la comentariu puneți poză. Dacă nu, nu-i nicio supărare, nu-i nicio problemă. Sper că v-a plăcut. Dimensiunile finale le pun la primul clip, abia când e gata fața mea de masă. O să mai dureze 2-3 zile, pentru că și o obosită și am problemele mele. Și gramaj, deci ce ține de gramaj, dimensiuni și alte sfaturi ce mi-aduc eu aminte, v-am zis, o să le vedeți la primul clip. Când o să le vedeți astea la primul clip, înseamnă că și eu am gătat. Dar până atunci, să aveți spor bun, urmează un pic de pauză, o să revin, dar nu știu în ce ordine, cu o bluză, cu o pătură, cu o față de masă și un pulover. Și poate niște papucei, nu știu, o să vedem. Pentru că sunt niște proiecte ample, vreau să fac și niște șaluri,
Așa că o să ne vedem când ne întâlnim. Dar nu intrați în panică. Să aveți spor bun.